Creatoarea de pălării Iuliana Chiroșca e de părere că, indiferent de trenduri, o pălărie trebuie purtată în așa fel încât să ți se potrivească. În funcție de forma feței, dar și de stilul vestimentar, reușești să completezi ținuta într-una elegantă, rafinată sau dimpotrivă, să te îndrepți spre stilul casual și lejer. Pentru mine, a te conduce după un trend ar însemna cumva să fii foarte cantonată într-un anumit circuit, într-un anumit flux stilistic, ceea ce ar putea la un moment dat să nu-ți aparțină. Pălăria trebuie să-ți vină ca o mănușă și trebuie să-ți aparțină formatului tău comportamental, atitudinal și stilistic. Una dintre cele mai populare modele pentru vara 2024 este Fedora, o alegere clasică ce emană eleganță. O fedoră de acest tip va fi aleasă de femeile care sunt cu o doză mai sporită de masculinitate, ceea ce ar însemna că o femeie, o adolescentă mai cu minte, nu va opta niciodată pentru această pălărie. Cumva îți dă și starea de mai multă îndrăzneală decât și mai puțin romantism, mai multă îndrăzneală. Ar merge și la seturi vestimentare cu o lejeritate maximă, ceea ce ar însemna un pantalon mai evazat și un sacou oversize. Și ar merge foarte bine și la un stil mult mai formal, pentru că ea are o strictețe, o linie mult mai strictă decât celelalte pălării, în comparație cu un boater sau același canotier. Astfel de pălării evită detaliile prea feminine sau prea masculine, permițându-le să fie purtate cu ușurință atât de bărbați cât și de femei. O versiune mult mai lejeră, dar potrivită ținutelor estive și sezonului cald, este aceeași fedora, dar executată în fibră vegetală de Panama, originală, care este la fel de versatilă, reprezintă același model, fără careva diferențe, însă este foarte ușoară. Renumită pălărie canotier, care este atât de solicitat în sezonul de vară, doar că la moment nu am o pălărie canotier în fibră vegetală, pot să vă prezint ca model, doar în fetru. O purtăm foarte simplu în ținute care sunt compuse din pantaloni largi și rochi tip boho. Următorul model, la fel de versatil și comod și util, este o pălărie tip cartwheel, dar cu boruri mai mici, ceea ce înseamnă că este foarte comod, pentru că nu are extensia borului atât de mare și nu ne umbrește vizorul. Pălăriile care sunt cu bor mai mic și cu un format mai nepretențios, mă refer, nu sunt cu calota asimetrică sau cu borul asimetric. Sunt cumva într-un stil și o linie mai simplistă, sunt foarte ușor de încadrat în orice tip de ținută. Un alt model în vogă pentru vara 2024 este Panama. E fabricată de regulă din frunze de palmier ecuadorian. Aceasta este ușoară și respirabilă, fiind ideală pentru zilele călduroase de vară. O astfel de pălărie cu boruri largi poate fi o alegere excelentă pentru ținute casual și relaxante. O poți purta cu un top și pantaloni subțiri de in sau cu o rochie vaporoasă. La fel de versatile și la fel de întrebate și solicitate și indicate de către toți stiliștii, sunt pălăriile croșetate. Ele vin ca un fel de clopot mic, care este mai mult ca accesoriu decât ca protecție solară, dar sunt foarte interesante și foarte bine completează o ținută. La fel de interesant în port ar veni chipiurile și mă refer anume la chipiurile tip Kangol, care femeile le poartă mai mult întoarse invers, deci cu partea din spate în față pusă. La fel de interesante sunt pălăriuțele tip sailor. Sunt niște pălăriuțe tip bonetă, care nu au aripă, dar sunt doar o bonetă pe cap. Nu va proteja fața de razele ultraviolete, dar creștetul îl va ține departe de razele solare și va proteja fibra capilară. Orice pălărie se poartă cu atitudine. Fie că o porți pentru a te proteja de soare sau a completa o ținută, cu siguranță vei reuși să ieși în evidență dacă faci alegerea potrivită.